Salut, fraților, răzvan și bine v-am la un episod de acest, ne jucăm Roblox Restaurant Tycoon, fraților. Da, ați auzit bine, Roblox Restaurant Tycoon. Legătură cu seria asta de Roblox, nu știu dacă o să meargă. Am făcut doar un episod așa pilot. În ce costă Tycoon-ul ăsta? Avem un restaurant și trebuie să facem bani, să creștem ratingul la restaurant, să avem clienți, adică să avem un restaurant, practic. Și aici avem și niște vecini pe care își face restaurantul cum vrea ăsta. Sincer, nu o prea lucrat la el, să zic așa. Ăsta e avatarul meu din Roblox. Mă, ăsta arată ok. Hai să vedem înăuntru. Mă, nașpa. Are multe case și hai să ne uităm și la domnul ăsta. Eu am ajuncat puțin off-camera. Sper că ăsta are loc liber aici. Hai să vedem cum arată restaurantul lui omulețul ăsta. Bă, ăsta arată mai ok decât restul, pe bune. Ce, ăsta chiar arată bine cu modelul ăsta de scaune. Da, fiecare își face restaurantul cum vrea. Eu am vrut să-l fac în model de China. Dacă tot am zis că restaurantul nostru e așa mai cu ăsta de chinezi, am zis să-l facem o temă din asta mai China, mai cu roșu, mai cu scaune de lemn și de-astea. Și hai să scriem, să deschidem restaurantul și să punem numele restaurantului. China Food Express. Așa. Bun. Acum noi avem angajați aici. Avem un bucătar și avem o chelneriță. Și de la tabelul ăsta de workers putem să le dăm level up. Bineînțeles, ne costă bani. Și după bani ne costă diamante care le luăm de la oamenii ăștia. Putem să angajăm mai mulți servitori din ăștia, bucătari. Ups, n-am vrut. Așa, bineînțeles, la început o să trebuiască să faci tu mâncarea până ți angajezi ceva bucătari. All Star Chef aici, poți angaja alt fel de bucătari care sunt aici. Barista este barman și drive-thru worker îi chestia asta de aici, unde vine cu mașina. Sper să miște bine pe video. Eu am tot testat și se mișca bine la mine pe teste, să zic așa. Acum sper să miște bine, sper că mă aud bine, sper că se aude muzica bine. Și hai să mai ajutăm și noi aici chelnerița, nu servitoarea. Hai să vedem. Aici e meniul care îl avem disponibil, dar eu vreau să mă uit dacă avem scaune și mese. Nu mai avem să pun, o să trebuie să cumpăr. Hai să ajutăm și noi bucătarul ăsta, pentru că face prea multă treabă aici. Așa, frumos. Down, spacebar, up. E aici un minigame din ăsta de... Hai să ajutăm și barmanul ăsta, chelnerița, nu barmanul. Ăsta, așa. Mai luăm niște comenzi, ajutăm bucătarul și faci bani și tot așa până îți faci restaurantul mai mare. Acum cred că o să pună aici un speed up și revenim când am terminat. Da? Revenim când am terminat. O să revenim tot din punctul ăsta.
Bun, și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, comment și subscribe și ne vedem episodul următor. Ne auzim. Vă las aici cu privilegii de la restaurantul nostru minunat. Ciao. Cred că mai avem niște bani acolo. Ciao, ciao.